Un nou tip de camping va fi deschis în curând în localitatea Bardar din raionul Ialoveni. Conceptul, care poartă numele de glamping, este destinat celor care vor să se cazeze la cort, dar să aibă tot confortul unei camere de hotel. Dumitru Baljikov a muncit 4 ani pentru a-și transforma planul în realitate. Clienții pot ajunge acolo doar călare sau cu căruța. Corturile de 2 persoane sunt dotate cu de toate, iar administratorii vor instala șeminee pentru a putea fi folosite în sezonul rece. Nu lipsește nici sala de baie. Baia este complet amenajat, începând cu dușul, este lavoar. Avem și apă caldă în el, adică nu, chiar dacă ne amplasăm acum, suntem în pădure. Pe teritoriu o să fie o bucătărie, barbecue zone, noi o numim, o să fie zona campfire. Turiștii vor avea parte de multe activități, trageri cu arcul, tiroliană și echitație. Tururile ecvestre sunt plimbările cele cu cai pe timp scurt sau durată mai lungă. Deci nu, adică la noi pot veni cât și oameni care deloc nu pot călări, pot veni și mai avansați. Campingul se deschide peste câteva săptămâni.